Aș vrea să scap și eu de un om foarte important în acest oraș. Despre cine este vorba? Este vorba despre capul mafiei Cosa Nostra. Numele lui este Next. Next. Domnule, dar cu băieții ăștia de la Cosa Nostra am o afilială, așa cum să vă zic. Haideți, domnule, că vă plătesc. Vă dau un zecit banii. Nu pot, domnule, chiar nu pot, că am nevoie de ei, domnule, am nevoie de ei, nu pot, îmi pare rău să vă spun, chiar îmi pare rău. Adică am vorbit cu oameni, am făcut o înțelegere și acum să mă întorc. Eu sunt un om de cuvânt. Domnule, este alegerea dumneavoastră, eu v-am dat o țintă de cât. Am înțeles, domnule, dar îmi pare rău, nu pot, îmi pare rău. O zi bună vă doresc. Ok. Du la mafie să execute, da, trebuie să leg pe el, să zici, bă, vrei să, pac, pac. Hai să-l sunăm pe ăsta. Îmi vreau ficatul înapoi, am înțeles. Hai să-l sunăm pe... Apelează cu voce. Player, stai că trebuie să iau player ID-ul. Hai să parcăm undeva aici și să-l sunăm pe Next ăsta, capul mafiei, că sunt băgat cu ei, cu mafia. Trebuie să ai oameni, că dacă n-ai oameni nu poți să faci nimic. Ține mai deal Next, să-l vedeți pe Next pe aici, pe undeva, Next, 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 uitare, 3159, țineți minte, 3159. Of, stai, player ID. 3159, apelează voce. Îl sun pe Next. Ia să le răspunde Next. Alo, mă auziți? Da, vă aud foarte bine. Domnule, să știți că am primit un contract pe capul dumneavoastră. Se pare că sunteți căutat prin oraș. N-am acceptat, nu vă speriați, n-am acceptat contractul, pentru că înțelegerea noastră rămâne înțelegere, dar voiam doar să vă anunț că sunteți căutat prin oraș și sunt oameni care vă poartă pică. Asta era ideea. E bine, e foarte bine că îmi poartă pică, chiar asta îmi doream. Deci să fiți atent pe viitor de lucruri de genul ăsta. O să fiu, mersi că m-ați sunat și că m-ați anunțat. La revedere. La revedere. Am avut și eu mașina. 3159, mersi frumos băieți. Bă, au băgat chestia asta foarte tare să suni orice player, da, am văzut că fugi mașina. Poți să suni orice server de pe... Orice server, orice player de pe server. De exemplu, hai să sunăm pe cineva. Hai să sunăm pe Șirvan ăla, să-l întrebăm ce face. Hai să sunăm pe Șirvan să facem un pic de caterincă cu el, mor. Mor! Cum face la moaie, tata? Nu aici, mă, unde n-ai bani sunat. Unde sunt mai aici? Vedem mai deal lui Șirvan. Șirvan sau cum îl cheamă, Șirvan. Ziceți-mi și voi dacă îl vedeți pe... Uite, se ia 438, hai să sunăm pe 4. Ce ai de avea, frate? 438. Gata, gata, sună, sună. Gaming România, Gaming România forever. Alo, da, cine? Alo, bună ziua, domnule. Suntem de la Ocrotirea, suntem de la Ocrotirea Poporului, suntem o facțiune de asta Mount Zohan Medical Center și am înțeles că dumneavoastră ați suferit niște traume, că ați fost împușcat sau ceva de genul. Cum vă mai simțiți, apropo? Mă simt bine, dar nu m-a interesat nicio reclamă, să știți de acum. Dar nu... Și nici bine ceva. Domnule, nu e reclamă, noi vrem să vă ajutăm, domnule, noi suntem, cum să zic... Noi ajutăm oamenii amărâți, oamenii care au nevoie de ajutor, oamenii care se închid în camere. Nu amărât. Aoleu, se pare că am probleme. Ați greșit persoana, domnule. Trebuie să închid, domnule, îmi pare rău, trebuie să închid, o zi bună. Alo, ce s-a întâmplat, domnule, de veniți așa curii pe mine, domnule? Ești arestat. Ești polițist?
Lucrez cu cei din poliție, ca să știi. Hai, mașină, repede. Mașină, repede, pentru că l-ai ucis pe domnul din SWAT. Ai fost prins, hai. Dacă faci o mișcare bruscă, te-am luat tot. Urc, hai. M-a prins, imediat, băieți, m-a prins. Colegi. Spune, domnule, ce luăm pe domnul din SWAT? Vreau să știu și eu. Poftim? Bă, ești un prost, mă, na, că ți-am zis-o. Eu îi zic acum că vorbește la telefon și nu mă aude, știi? Ești un fra... Da, îmi pare rău ce să zic. Am vorbit, auziți, am o chestie să vă spun. Am vorbit cu un coleg acum de la poliție și a zis să vă duc la secție imediat. Ca să știți. Pare rău că trebuie să vă răpesc eu, dar asta este. Dacă lăs mașina în buxon, dar hai cu mine. În secție, domnul, în secție. A unde mă duc? Vi se pare că mă duc în altă parte? Hai că l-am prins, hai de aici. Stați aici, domnul, unde plecați? Unde plec, ei, domnule? Nu, înțeleg, cred că nu vedeți bine. Nu văd, domnule, nu văd. Gata, puteți să rămâneți aici, vă rog frumos. Nu mai... Să vină și colegii. Dați așa un pic. Am activat eu ceva. Am activat eu ceva aici și nu voiam. Nu știu cum, blurul ăsta, cred că. Gata, mă, că tot ai văzut dacă făcea un blur de la după caracter. Robert, salut, Robert. Domnul, să știți că... Asta aici. Tăceți din gură, domnul, am zis. Tăceți din gură. Hai, coleg, gata, l-am prins pe domnul. Ce s-a întâmplat aici? Domnul, domnul, acest individ m-a răpit cu arma, domnule. Cine este acest? Nu v-a răpit, domnule. Ba da, are armă la el. Controlați-l să vedeți. M-a amenințat cu arma, m-a... Cine e acest om? Uitați, uitați, domnul, uitați, domnul polițist. Ce înseamnă asta? Că mă sperie. L-am adus aici. Ce înseamnă asta? M-ați adus aici? Ce înseamnă asta, domnule? M-a amenințat cu arma și m-a adus la poliție. Ce e asta? Păi da, sunt domnule, speriat, sunt speriat. Nu, dar am primit permisiune de la voi ca să-l aduc pe domnule. Ioi, ce bunăciune. L-am dat pe la în gât. Aoleu, vine polițistul, ești nebun la cap. Deci nu scap de polițistul ăsta, neam, frate. Deci nu scap de polițistul ăsta. Bine că l-a călcat ăla cu mașina, doamne, mi-a ajută. Domnul, domnul, domnul. Gata, domnule. Haideți, rugați! Duceți-mă departe, duceți-mă departe, așa am scăpat. Doamne! Pupați ai ștălpile tale! Dai, bă, blană, bă! Băi, l-am dat pe ăla în gât, frate. Mi-am dat seama, când a intrat polițistul ăla pe ușă, mi-am dat seama că ăla nu știe că ăsta era pus sau ceva de genul. Și am zis, bă, uite, ăla nebun a mai scos și arma, da, uite, am arma asta. Și l-a arestat, frate. Ai de capul meu, ce caterică a fost. Cred că se zgârie la poc, frate. Cred că își bagă degetul în ochi de ciudă. Mamă, ce l-am făcut, ești nebun la cap. Polițistul ăsta nu mai știe că stă numai după mine. Ușor, domnul, ușor, ușor. Domnul, știți unde să mă duceți? Trebuie să mă duceți la mafioții de la Cosa Nostra. Mergeți tot în față. Tot în față, ă, nu opriți aici, mergeți tot în față. Nu, domnul, nu opriți. Îmi spuneți dumneavoastră că sunt nou în oraș. Domnul. Dumneavoastră, da, a spus Marcula, scoteți Marcula puțin de pe harta. Gata, domnul, l-am scos. Mă duceți acolo la casă. Și dacă puteți între timp, dacă puteți între timp, stați să vă dau un număr de telefon acolo, dar dați pe voce și sunați pe cineva, ok?
A, dar nu pot să vă dau. Am înțeles, am înțeles. Care era ID-ul? Cine știe ID-ul okay. Next de la mafie? E tot în regulă, domn. Cine știe ID-ul? Fă ceva nou, please. Cine știe ID-ul celui de la mafie? Am sunat eu pe Next din mafie. Să-i spun că e... 3158. 3158 era? 3145, 3159, 3159, 3158, 3159, 3158. Hai, frate, o 3159, ok. Domnul, deci dați la voce acolo pe telefon și apelați-l cu vocea și sunați la 3159 și spuneți așa. Nu știu cum să-i ziceți. A zis Hitman că are nevoie de ajutorul dumneavoastră la casa voastră, unde v-ați întâlnit prima dată. Exact așa îi spui. Ok, o secundă. O secundă, stăm aici pe loc. Deci așa îi spuneți. A zis Hitman să vă întâlniți urgent la voi la casa unde v-ați întâlnit prima dată. De unde ai 500 de diamante? Băi, cred că mi-au dat băieții de pe server. Nici nu știu la ce să le folosesc, sincer. Mai spuneți o dată. 3159. Ok, ok. Răspunde. Până sună, uite ce să-i spună. Hai frate, răspunde. Deci mi-e niște diamante. L-ați sunat, domnule? Poate vorbește cu... Cum ești? Sunt, domnul, că sunt... Eu sunt cu Nokia de-astea. Băi, dați acolo la apelare voice. Caute acolo, apelare jucător voice. Și bagi acolo 3159 și îl sună direct pe telefon și o să-ți răspundă și vorbești normal la voce. Ești de la țară? Și diamantele să sparg. Unde v-ați întâlnit prima dată? Ce drăguț, mai rău Avram. O să te jefuiască un player că a scris în chat. Lasă mă jefuiască. Bună, vrei o gumă? Dar nu Orbit, că nu-i bună. Domne, lasă-l... Așa, așa, așa. Ai sunat. Gata, domnul, am sunat. Și ați vorbit cu el, i-ați zis? Da, da, da. Haideți, haideți acum acolo. Acum merge. Haideți la casă. Că dânsul poate să-mi scoată cătușele, să scap. Ușor, conduceți ușor, fără grabă, că da, 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 să nu ajungem prea repede. O secundă, că trebuie să fac plinul aici, în față. Facem plin, domnul, nu-i problemă. Bă, e 3158, parcă nu mai e 3159, că a zis squeeze, dacă a zis squeeze, e squeeze. Și nu este ca diamante, diamante, da. Domnul, domnul. Da, da, da. Nu tu ăsta la din Bugatti. Domnul cu Bugatti. Ia ce, domnule? Am văzut că m-ați ajutat da, acolo, domnule, cu polițistul. Da, da, i-ați dat un pic, i-am dat un pic, i-ați dat un pic peste picioare. Da, Mr. Cat, Official Wolf Team România RP. Bănuiesc că ăsta e server de ăsta, nu? Bănuiesc că e server de GTA. Trebuie să intrați, băieți, dacă vreți Wolf Team, cred că se numea Wolf Team România. Nu știu dacă n-am intrat și eu odată, dar juca cineva pe serverul ăla și am intrat și eu odată, cred. Spuneți, domnul, ce s-a întâmplat. Dacă puteți să... Dar eu nu pot, domnule, că eu fac mafie, baie. Dacă se poate. Îi le spun, domnule, le spun, le spun, le spun. Chiar le spun pentru dumneavoastră, le spun o vorbă bună, să știi. Vă mulțumesc. Ce vârstă ai? În jur, îmi fac acum 14. Mulți înainte. Mulțumesc. Ericul, respect. Bugatti vrea să te jefuiască. De ce nu să mă jefuiască, mă? Sunt băiat cu minte. A ajuns ăștia mafia? A ajuns mafia acolo. Hai că domnul mafiote a ajuns acolo, că primesc semnale, mesaje. Ok, ok. No subtitle? No, man, no subtitle. We are from Romania, we speak only Romanian here because Romanian is the best language on the world.
And we're the fucking crazy motherfucker bitch. I don't give a fuck, yeah, boy. A intrat de mai chema la magazin de haine. Haideți pe server să-l populăm, am înțeles. Domnul? Da. Am și eu nevoie de ajutorul dumneavoastră, domnule. Normal, se poate, bineînțeles. Am fost prins de cineva, arestat, nu știu, și am rămas încătușat și i-am spus băiatului să mă aduc aici, că știam că mă puteți ajuta. Sper să pot să mă ajut. Puteți să coborâți din mașină singur sau trebuie să vă ajut? Nu, trebuie să mă ajutați. Vă ajuta? Dani Royal, ce faci? E 7-9 de 5M, mi-am ajutat și eu puțin. Da, domnul, de acolo, că nu pot. Acum. Așa, domnule, este foarte priceput. Gata. Mulțumesc frumos. Domnul, am și eu un băiat aici tânăr care e foarte priceput, să știți, și s-ar băga și el într-o organizație, nu știu ce, mă înțelegeți? Da. Dacă aveți nevoie de un om, e foarte, foarte priceput. Băiatul e la momentul potrivit, e un, poate să fie un memu nădejde dacă aveți nevoie de oameni în organizație. O să vorbesc cu el, normal, mi se pare și normal, va ajuta pe dumneavoastră să îngheți aici. Fără să-i fie frică, un om de încredere, zic și eu. Sigur, de asta zic. Dar cineva am văzut că v-ați mândit să am o nouă țintă. Poate mergem peste el, că nu e ok da. Ce se întâmplă. Dar nu mai știu, sincer, chiar n-am fost atent cum îl chema pe acest individ care m-a răpit pur și simplu, dar n-am înțeles exact că m-a... Ștefan cumva? Am tras cu ochiul să văd ce haine are. L-am văzut cum era îmbrăcat. Ce haine are. Avea un sacou roșu, un de ăsta, cum îi zice, devine odată cu sacou când îți cumperi costum, cum se numește, vestă de aia. Da, vestă. Da, avea roșie, o vestă roșie, da. Și niște pantaloni este crem Ștefan, așa. A rămas din mafia rusă, să patruleze pe era aici, Ștefan. Din pichii, din mafia, pichii, păi și ce treabă are el cu poliția? Deci m-am trezit că mâinile asta sus, că... Chiar, no, adică... Peaky Blinders sunt aliați cu FBI-ul, deci aveți mare grijă cu ei. Am înțeles. Deci chiar m-a dus deci la poliție, doar că... Na, m-am priceput acolo și am luat oportunitate față de cele întâmplate și am reușit să scap de acolo. Și apoi a venit domnul care m-a ajutat și am ajuns până aici. Foarte bine. Deci... Deci un om de încredere, să știți, ați făcut o treabă foarte bună. Vă mulțumesc. Domnul, vă mulțumesc și eu cum ați ajutat, trebuie să plec acum. Pot să iau și eu o mașină de aici sau de unde nicio pot problemă. Să iau o mașină? Chiar vă rog să luați, pot să vă duc elicopterul până la casa Hitmanului dacă vreți. Aș aprecia dacă ați putea să faceți asta. Asta fac acum, stai să-mi parchez. Băieți, frumos. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, băieți, dacă vă place roleplay-ul și nebunii. Ce voiam să vă spun? Pălătorie plăcută! Ce voiam să vă spun, băieți? Puteți să-mi dați follow pe Instagram, mă numesc Pericol Gaming, căutați-mă pe Instagram. Da, domnule, e foarte bine, sigur.